Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial în care vreau să vă vorbesc despre sfaturi și trucuri în utilizarea aplicației Microsoft Excel. Primul lucru despre care vreau să vă vorbesc este introducerea unei linii noi în interiorul unei celule. Dacă sunt în, în modul de editare a textului unei celule și apăs asta enter, observ că se trece la celula următoare. Deci nu se poate introduce o linie nouă, la apăsarea tastei Enter, așa cum se întâmplă la fiecare editor de texte pe care l-am mai folosit până acum. Pentru a introduce totuși o linie nouă în interiorul unei celule, se procedează astfel. Se execută două clicuri în interiorul celulei pentru a intra în modul de editare a celulei, se ține tasta alătă apăsată și se acționează tasta Enter. Astfel, am introdus o linie nouă în interiorul celulei respective la o nouă apăsare a tastei Enter, dar fără tasta altă apăsată, se va trece la celula următoare. Un alt lucru despre care vreau să vă vorbesc este instrumentul de analiză la rapidă. Putem oricând să selectăm o zonă din foaia de calcul, în urma selecției apărând acest mic buton care la acționarea lui ni se pun la dispoziție diferite opțiuni de formatare, de introducere a graficelor în funcție de datele selectare, de efectuarea anumitor operații matematice asupra datelor selectate, cum ar fi o adunare pe coloană, media numerelor introduse acolo sau să numărăm câte din celule conțin date introduse. O foarte mare utilitate o are filtrarea datelor dintr-o foaie de calcul Excel. Pentru a introduce un filtru, vom executa un click în prima celulă a foii de calcul, apoi din meniul Data vom alege opțiunea Filter. Se observă apariția acestor butoane sub formă unor săgeți îndreptate în jos, care la acționarea lor uh, ni se prezintă posibilitatea de a selecta anumite înregistrări din foaia de calcul. După efectuarea selecției și execuția pe butonul OK, vor fi afișate doar acele înregistrări pentru care am optat afișarea. Un alt lucru despre care vreau să vorbesc o reprezintă listele de tip drop-down. Să spunem că avem o coloană în care o putem alege una din lunile anului. Și în această coloană dorim introducerea unei liste de tip drop-down. În prealabil ar trebui să ne facem o listă cu acele opțiuni pe care trebuie să le uh, conțină respectiva listă. Pentru a introduce lista respectivă se execută un singur click în prima celulă a coloanei respective, apoi din meniul Data se alege opțiunea Data Validation. Apoi, din zona Allow vom alege opțiunea List. Iar pentru a stabili sursa acelor opțiuni al listei se execută un click pe acest buton și se selectează zona în care au fost introduse opțiunile listei. Apoi se execută clic pe butonul OK. Astfel, în acest moment, în această celulă, am posibilitatea uh, utilizării unei astfel de liste. Pentru popularea celorlalte celule, a celorlalte înregistrări din foaia de calcul, se poziționează cursorul mouse-ului mouse în dreapta jos a celulei care conține lista și se execută două clicuri. Astfel, toate celelalte celule vor fi populate cu lista pe care am creat-o în prima celulă. Atunci când avem o foaie de calcul în Excel care conține mai multe coloane, avem posibilitatea redimensionării automate a coloanelor. Acest lucru se face în felul următor. Se vor selecta coloanele pentru care se dorește redimensionarea. În cazul de față, voi dori să redimensionez doar primele trei coloane, A, B și C, selecția lor făcându-o astfel. Clic pe prima coloană, apoi tasta Shift apăsată și clic pe coloana a treia, astfel selectând toate cele trei coloane, apoi voi poziționa cursorul mouse-ului între două coloane în partea de sus, acolo unde este trecut numele fiecarei coloane, și voi executa două clicuri. În acest fel, coloanele s-au redimensionat în mod automat. Există situații în care în interiorul unei foi de calcul Excel avem mai multe înregistrări duplicate. Pot fi înregistrări duplicat pe o singură coloană sau întreg rândul poate fi regăsit în interiorul foii de calcul în Excel. Pentru a șterge înregistrările duplicate se parcurg următorii pași. Se selectează zona de tabel în care dorim să ștergem înregistrările duplicate și apoi din meniul Data Apelăm la opțiunea Remove Duplicates. În acest caz, sunt verificate datele tabelului pe toate cele trei coloane selectate. În cazul în care se regăsesc rânduri, în care pe toate cele trei coloane regăsim aceleași valori, acele rânduri, acele înregistrări vor fi șterse. Executăm, click pe butonul OK și vom vedea că înregistrare de pe rândul 13 va dispărea, deoarece este identică cu înregistrare de pe rândul 3, datele de pe toate cele trei coloane fiind identice, Ionel 870 Mai. Regăsim numele Ionel și pe rândul numărul 8, dar diferă datele de pe coloana număr și lună. Excelul ne avertizează că s-a șters un duplicat. Dacă, de exemplu, nu dorim verificarea tuturor valorilor de pe cele trei coloane, apelăm de nou la opțiunea remove duplicates și debifăm coloanele care conțin numărul și luna și lăsăm bifată doar coloana cu numele respectivului participant. În acest moment, dacă executăm click pe butonul OK, va dispărea și înregistrarea de pe rândul 8. se observă că în acest moment avem o singură înregistrare cu numele Ionel. Celulele unei foi de calcul Excel pot conține diferite expresii concepute cu ajutorul formulelor. Dacă noi compiem astfel de celule, la lipire avem la dispoziție opțiunea lipire specială care oferă utilizatorului mai multe opțiuni. Cum ar fi lipirea tuturor caracteristicilor celulelor copiate, doar a formulelor sau doar a valorilor care sunt afișate în acest moment. Dacă, de exemplu, selectăm celula Q11, observăm că în interiorul acestei celule nu regăsim nicio expresie. Dar dacă selectăm celula F11, regăsim în interiorul ei o expresie realizată din două funcții, index și match. Există situații în care se dorește condiționarea afișării conținutului unei celule. Acest lucru se realizează cu ajutorul funcției IF. De exemplu, să afișăm în coloana D cuvântul mare dacă numărul din coloana B este mai mare de 500 sau cuvântul mic în cazul în care numărul din coloana B este mai mic decât 500. Acest lucru îl facem altfel, astfel. Expandăm formula din celula D2 și observăm că pentru numerele care sunt mai mici de 500 apare scris cuvântul mic, iar pentru cele mai mari cuvântul mare. În Excel există două tipuri de referințe: referința relativă și referința absolută. Ce sunt aceste referințe? De exemplu, dacă dorim în celula B2 să introducem o formulă de calcul a conținutului celulei A2 cu factorul de multiplicare din celula F2 vom scrie în felul următor egal A2 înmulțit cu F2 În acest caz, în interiorul acestei celule noi am făcut o a, referință relativă către celula F2. Dacă expandăm formula introdusă în B2 și pentru celelalte Înregistrări din tabel vom vedea că nu s-a mai respectat factorul de multiplicare, deoarece, pentru aceste înregistrări, factorul de multiplicare este trecut în celulele F3-F13. Pentru a evita acest lucru, trebuie să introducem o referință absolută către celula F2. Cum facem acest lucru? Vom edita formula din celula B2 selectând F2 și apăsând tasta F4. Astfel, în fața fiecărui caracter al numelui celului s-a pus câte un caracter S$. Acum, la apăsarea tastei Enter, în celula B2 nu se va schimba uh, rezultatul, dar expandând formula din celula B2 către celelalte înregistrări, vom vedea că pentru celelalte înregistrări s-a menținut factorul de multiplicare Introdus în celula F2. Există situații când dorim să vedem care dintre celulele unei foi de calcul conțin expresii matematice și care sunt acestea. Pentru a afișa cel mai rapid expresiile din interiorul celulelor unei foi de calcul, se acționează combinația de taste control și tilda. Astfel, vedem care sunt expresiile matematice din interiorul celulelor. Pentru a reveni la stare inițială, vom apela din nou la aceeași combinație de taste, control și tilda și astfel trec în modul de afișare a rezultatului acelor expresii. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi, eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!